în rugăciune către prea sfânta trăime prin mijlocirea sfintei Rita. Prea sfântă și nedespărțită trăime, Tată, Fiule și Spirite Sfinte, trei persoane într-un singur Dumnezeu, cu milință în înaintea prea sfântului tău tron. Te adorăm și îți mulțumim pentru atâtea favoruri și binefaceri pe care le-ai dat servitoarei tale, Sfânta Rita. Care cât a trăit în această lume, nu a căutat altceva în starea ei de fecioară, de femeie căsătorită, de văduvă și de călugăriță, decât să te iubească și să servească cu credință. La tine îi erau gândurile, despre tine vorba, pentru tine lucrul continuu, spre tine îndrepta orice faptă, spre lauda mării tale. Așadar, pentru bunătatea și blândețea cea mare, binevoiește, Doamne, și prin mijlocirea Sfintei Rita, mângâie-ne pe noi pe toți care suntem făpturile tale, prin creație și prin răscumpărare. Dă-ne acele haruri de care avem nevoie și pe care încetat cu stăruință le cerem. Dobândirea lor poate să fie împiedicată de puțina noastră credință, și de multele noastre păcate. Tu însă sporește necredința, dă-ne o vie durere pentru păcate și o hotărâre tare pentru a nu te mai supăra. Alergăm cu mare încredere la tot puternicia ta, o veșnice părinte, la înțelepciunea ta, o veșnice cuvinte, la iubirea ta, o spirite sfinte. Tu, prea sfântă treime, Dumnezeul nostru, Tatăl, Creatorul și Răscumpărătorul nostru, Dătătorul vieții noastre, în care deopotrivă și fără deosebire a tot puternicia, înțelepciunea, iubirea, bunătatea, mila și toate desăvârșirile minunat și din plin strălucesc, binevoiește a ne da mângâiere în necazuri și în greutăți. Cred că o vei face, pentru nelipsita și preamărita ta bunătate și pentru meritele sfintei noastre Rita, că -și tu Dumnezeul nostru ne a asigurat de Dumnezeiasca ta dărnicie, pe cum cu tărie credem că nu este nimeni care să fie alergat la tine cu credință vie și a cărui cerere să nu fi fost cu bunătate împlinită. Pentru aceasta, din toată inima noastră repetăm – în Tine, Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, ne punem toată speranța și cu siguranță că nu vom fi rușinați. Binecuvântat să fie Preasfânta Trăime și nedespărțita unime. Harul Domnului nostru Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu noi toți. Amin.